Deci, pentru astăzi v-am pregătit o lecție încă o dată, care cuprinde o singură partidă, jucată azi noapte. Este în desfășurare la americani un concurs care este, de fapt, finala lui Chessmen Quarter 2022. Un turneu care s-a desfășurat pe întregul parcurs al anului, care în curând se va încheia, din mai multe concursuri și funcție de rezultatele obținute în concursurile respective. Da, zi. Cum se numește lecția? Nu se numește nici cum. Este o partidă. Vă prezint o partidă atât, da? Da. O partidă. De ce vă prezint? Pentru că este extrem, extrem de frumoasă și învățăm cum să atacăm. Este desfășurată între doi mari maestri. La alb este Jan Krzysztof Duda, mare maestru polonez. Iar la negru, cine este? Ghirianiș, da, un olandez, tot la fel, mare maestru. Și partida începe așa. Vă voi pune întrebări când este nevoie și dumneavoastră puteți să-mi puneți întrebări, dar toate legate de șah. Deci, alb începe cu pionul din fața damei, D2, D4, calul din gheopla F6, C2, C4, E7, E6, cal G1, B3, D7, D5, cal B1, C3. Aceasta este o deschidere denumită gambitul damei. Știu. Și aici negru adoptă varianta Ragozin, așa se cheamă. Nu doresc din partea noastră să țineți minte aceste denumiri. Nebunul de la F8 la B4, legând acest cap, da? C4 ia pe D5, E6 ia pe D5, vreau să înțelegeți că până aici totul este relativ teorie, da? Și acum negru, albul dorește așa, să împingă E3, să scoată nebunul și să facă rocadă mică, scuzați-mă, da? Dar înainte de a împinge pionul de la E3, că dacă îl împinge acum în acest moment direct, nebunul acesta de la C1 devine un nebun prost pasiv. Deci avem două situații pentru un nebun. Prost activ, prost pasiv. Prost pasiv înseamnă să fii în spatele pionilor care sunt pe aceeași culoare cu nebunul tău. Deci încă o dată, când joci E2, E3, ăsta este un prost pasiv. E în spate. Nu are acțiune decât așa. Adică mai bine stă pe loc și doarme. Dar dacă scoți întâi nebunul, cum a jucat albul în partidă, și bă-mă împinge 3, acesta este tot prost, pentru că pionii din centrul tablei sunt pe culoarea lui, dar este activ, adică dă din gură, cum dă Justin de multe ori la lecție. Și trebuie să-l bagi în seamă. Deci, când dai din gură, trebuie să te bagi, să te bage lumea în seamă, da? Deci nebun G5, legând acest cal, calul din B8 la D7 și acum joacă turn C8. Turn C1. Se simte bine turnul aici? Da. La o adică, scuze-mă, nu vezi de mâna mea. La o adică, turnul se așează pe o coloană semideschisă. Pionul de la H7 la H6 îi pune întrebarea acestui nebun. Ce cauți tu în țara mea? Și Duda, normal, e bine să bată? Da. Nu. Păi stai un pic. Când bați, ia, hai să ne gândim un pic. Și ăsta bate cu acest cal, pierzi perchea de nebun. Fără absolut nicio compensație. Și normal, perechea de nebun, câte puncte face Justin? 7. Dar te cheamă Justin? Păi șoptești. Dacă vrei, te trimit lângă el și șoptești așa. 7. Dar nu te aud eu. Așa cum toată lumea te aude așa. Nu, nu e bine. Deci, evident că Duda nu bate și își păstrează legătura. Nebun, H4. Nu, nebun are 3 minute jumate. La perchea de nebun, da. Păi dacă nu-i pereche de nebun, fac 7 puncte. Ambii nebuni fac 7 puncte. Deci tu când pui o astfel de întrebare, îmi demonstrezi mie că nu mai ții minte lecția pe care am făcut-o eu, de unde vine, ca să spun așa, valoarea pieselor. Îți aduce aminte? Când ai făcut lecția asta? La tine să știi că nu te trag mult la răspundere, pentru că cu tine e făcută de mult. Pentru că tu ai stat vechi aici, dar ai început să bagi pasul pe loc de mult timp. Deci când am explicat câte puncte controlează un nebun în țara adversă de pe
cel mai bun câmp, 7 câmpuri. Da, am făcut lecția asta cu nu, drag. Ba, da, am făcut-o cu A, la grupa 1. A, și ai venit și tu, am avut-o invitat acolo. Da, deci ți-ai dat seama că ai unele lipsuri, nu? Bă, un lucru bun. Bun. Deci nebun H4-G5. Scap de legătură și într-un fel sunt și agresiv. Nebun G3, că nu-mi place să dau o figură pe doi pioni, să bat cu calul și pe mă după H5-G5. Și cale 4. Și ce observăm aici? Dintr-o dată negru începe să devină agresiv. Cale 4, nu poți să bați că e legat complet, da? Damă B3, trebuie să răspunzi și tu la agresivitate cu agresivitate. Nebunea pe C3, acest damă B3, la o adică Justin, este că este un atac dublu? Este un atac dublu. De damă? Adică îți atacă simultan și nebunul și pionul? E bine, da? Deci ceea ce spune e bine, nu? Exact, corect, foarte bine, așa trebuie, fii atent. Deci, și pentru a nu pierde material, negru trebuie să bată acest cal, să renunțe el la perechea de nebun. Nebunea pe C3, dar el zice, renunț la perechea de nebun, că am un cal tătic aici. Trebuie să bați cu pionul, că nu poți să bați cu pionul în cal. Unde? Pe ești în șapă. A. Ești în șapă. Ești în șapă. Deci trebuie să bați nebunul și acum joacă aici cal pe 6. Își apără pionul din D5 și cu dama și cu calul, cu ca nu e cal păpănie. Deci, și negru zice, am un pion, am un cal tătic la E4 și oricând, dacă vreau, te las și fără perechea de nebun, îți bat la G3. Albul continuă, pion E3, cu ce scop? Să scop nebunul la D3, să fac rocadă mică și dintr-o dată, încă o dată, și dintr-o dată, încă o dată, negru devine foarte, foarte agresiv aici, jucând H5. Cu ce scop este? Ca să îi atace pe nebun. Corect. Deci dacă eu, de exemplu, joc o mutare de genul ăsta, pierzi nebunul. Pierzi nebunul. Păi asta am pus în ce. Dar nu știam dacă vrea să ia... Atenție, de asemenea nu pot să fac nici... Ce? Trebuie să mă spion la H4 ca să te rog. Stai un pic. Ce spui? Pur și simplu, deci după nebune 2 H4, spuneți și mie unde mai mulți nebunul ăsta. Nu pot să-l mulți decât aici, dar după pe 6 l-ai pierdut. Adică am să-ți dau un pion, într-adevăr, dar ți iau un nebun. Un nebun face 3 pioni. Și de fapt aici, dacă stăm să ne uităm mai atent, într-adevăr asta este o amenințare cât de reală. Deci... Cine? Pe albul, în primul rând, negru, trebuie să-și pună problema, albul trebuie să-și pună problema nu, că acest... Nu, gândeam că vrea să ia carul negru. Cine, mă? Negru, în loc de nebun. Care cal? Ăsta? Da. A, nu, dacă împingi așa... Deci să zicem că joc nebune 2 și tu împingi? Da. Pe ce-i asta? În primul rând, joc nebun H4, ți-atac dama și până mă mut cal G5. Sau și cal de 2, poți să-mi dau cal G5 în primul rând. Nu. Nu, amenințarea principală a negrului aici este H4 să dea în acest nebun. Da. Și uitați ce joacă aici. H4, prietenul. Deci tu zici să joci H4, nu? Da. Este o idee, deci când joci H4, pur și simplu, și el să-ți împingă, ce joci aici? Mut în cal. Unde? La... G5 nu poți, cam două bătăi. Nu poți decât la E5. Dar, nu, atenție, la agresivitate se răspunde cu agresivitate. Uitați-vă ce joacă aici, fantastic albul. Ce poate. Și îi dă nebunul. Dar de ce îi dă nebunul? Uitați-vă, pur și simplu îl prinde pe acel rege negru în centrul tablei. Pentru că, într-adevăr, negru, după H4, nebune 5, F6, ia nebunul. Deci albul rămâne fără nebun. Dar, pe acel nebun, albul ia cel puțin 2 pioni și prinde pe regele negru în centrul tablei. După, C4 ia pe D5. F4
F6 ia pe E5. Ce-ați muta aici? O, vrea o mutare de dezvoltare cu șah. Da, zi, Ana. Ne pun la B5. Ana, tot la probleză, da? Ne pun B5, foarte bine. Vreau să spun dama la A4. Dama la A4 nu merge, că acest câmp de la A4 ți-l papă domnul Cal. Deci, nu vreau să faci pe Moș Crăciun aici. Mai e un pic ca la Crăciuniadă, da? Mai e o lună și câteva zile. Deci dama A4 nu poți. Deci eu vreau să-ți dezvolți o piesă care nu joacă. Asta deja joacă și are și... Deci dama nebun B5 șah. Și aici, normal, ca să menții cât de cât echilibru, deși ai o piesă în plus cu negru, trebuie să muți nebun de 7. Dar lui Ghirea Nișa a fost frică că la acest nebun de 7, eu cu albul joc calea pe E5, am deja 2 pioni. Îți mai atac o dată aici. Când bați, îți bat cu dama din nou cu 6 și oricum te las fără rocană. De aceea Ghirea Nișa a zis aici mare lucru. Mut din rege. Și am mutat rege pe 8. Misiune îndeplinită. Calea pe E5, amenințare și cal G6, șac și tur. Deci în acest moment, din punct de vedere material, eu cu albul am o figură în minus, dar am 2 pion pe ea. Deci, per total, am un pion în minus. Am compensație pentru acel pion în minus? Da. L-am lăsat pe negru fără rocadă. Oricum îl lăsam și în cealaltă variantă, dar și aici îl las fără rocadă. Da, zi. Aici ai un pion pe minus? Da. Pentru că, stai să, încă o dată, știi valoarea pieselor, nu? Da. Deci, aici, practic, negru are un cal în plus, da? Dar albul, dacă numărăm pionii, albul are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, negru nu are decât 5. Deci albul are 2 pioni în plus, iar negru are un cal în plus. Datorită faptului că un cal face 3 pioni, când scazi 3 minus 2, rămâne un pion. Ăsta este avantajul negrului, material. Tu normal că nu știi. Da? Bun. Deci pentru acel pion în minus pe care îl are albul în acest moment, regele negru a rămas fără rocadă. Rege G7. Să-și facă un fel de rocadă manuală ca să ajungă turnul la F8. Acum eu vreau să vă explic și condițiile în care s-a desfășurat această partidă. Deci, câteodată meciul se juca și se joacă și acum, pentru că sunt 8 jucători și fiecare va juca cu fiecare. Deci, practic, sunt 7 runde. Dar fiecare rundă nu este formată dintr-o singură partidă. Este un mini-match de 4 partide. Taci. Este un mini-match de 4 partide. Și dacă după 4 partide unul câștigă acel mini-match, ăla câștigă și obține 3 puncte. Iar ăla care pierde nu obține nimic. Dacă după 4 partide, de exemplu, se fac 4 remize sau unul bate de 2 ori și cealaltă bate de 2 ori, adică este tot egalitate, sau unul bate odată, unul bate odată și 2 se termină remiză, se trece la blitz. 2 partide de blitz. Și acolo cel care câștigă va obține 2 puncte și cel care pierde obține și el un punct. Blitz înseamnă timp foarte scurt. 3 adică minute, 3 minute cu 2 secunde sau 5 minute fără nimic. 5 minute sau 5 minute cu pentru fiecare în parte. Deci n-ai decât 3 minute cu 2 secunde pentru toată partida. Adică trebuie să muți așa, știi, ca la mașina de cursut, cum bate mașina mecanică. Bate. Bun, deci și Anish Giri era, deci, asta e a treia partidă, era deja condus cu 1-0. Pentru că în prima partidă Duda îl bătuse, în a doua partidă făcuse remiză și Anish Giri vrea să câștige, acum să egaleze scorul. De aceea joacă așa de haotic. Deci rege G7, nebunul și-a făcut datoria, nebun de 3, atacă acest cal care nu mai este cal la Pampus. De ce nu mai este Justin acest cal, cal la Pampus? Dă telefonul încoace că ți-l arunc pe geam acum. Ha! Bagă-ți-l la piept aici. Dă-i lui fratele. Așa. De ce nu mai este acesta cal la Vampos? Că e în teritoriu advers. E în teritoriu advers. Așa. Dar nu îndeplinește două condiții. Da. Care sunt cele două condiții? Ziana. Că deci nu are ancoră în spate. Nu e apărat de un pion propriu. Asta e prima. Și a doua condiție, zi, Justin.
Ea nici nu, ea nici n-a făcut tavă în postul și tot știe mai multe ca tine. Care, care e a doua condiție? Deci una, că n-ai, ăsta nu e pion negru, e pion alb. Deci ăsta nu e ancoră pentru acest cal, să zici, calul meu e apărat. Și a doua condiție care e? Acel cal poate fi alungat și de un pion alb. Deci dacă acest pion ar fi aici și tu ai avea un pion negru aici, acest cal ar fi cal avampost. Dar în momentul când acest cal poate fi alungat de un pion alb și n-are pion negru în spate să-l apere, deci n-are două condiții care le îndeplinesc. Deci nu e cal avampost. Și calul ăsta este atacazi. A albului nebun de trei. Și a negrului a pus rege G7 ca să scoată tura la joc. Și calul era mutat de mult ca C4. Nu înțeleg. Calul negru era E4. Era de mult aici. Normal. Păi uite de când era, uite de aici. Aici era calul a fost? Nu. Deci de aici am mutat cal E4. Nu e avampost. De ce nu? Pentru că chiar dacă ai ancoră și ești în teritoriul inamic, pionul ăsta este tot aici. Mă pot da cu calul la o parte și se gunesc cu pionul. Deci ca acest cal să fie avampost, toate cele trei condiții trebuie să le îndeplinești. Fac o altă lecție cu tine. Uite-te și tu ce mă face copilul ăsta. Deci un cal o piesă avampost este o piesă aflată în teritoriul inamic, cu o ancoră în spate, adică un pion propriu, și care nu poate fi alungată de un pion inamic. Deci, ăsta este în teritoriul inamic? Da. Are pion în spate, ca ancora? Da. Poate fi alungat de pion alb? Ba da, uite-l de ăsta. E cal. Nu contează, ăsta se dă oricând la o parte și ăsta poate fi alungat. Deci nu este avampost. Așa te vreau. Ce greu ești de convins, fratele meu. Și ți-am mai dat și un soc cadou. Dar să-l bei, nu să-i rozi. Capac. Bun, deci revenim înapoi. Suntem aici, am dat cu albul o piesă, dar am luat doi pioni, rege G7 nebun de 3. Avem calul din E4 apărat, ne retragem. Cal D6, rocadă mică. Faceți comparația între siguranța celor doi regi. Imens. Regele negru e de torăs și regele alb e apărat. Exact. Plus că eu cu negru chipurile am o piesă în plus, dar de încă am două piese care stau în bloc statului. De fapt patru piese și ambele turnuri și dama și nebun. Și, dar vreau să ajungem la asta finală, că e de o frumusețe deosebită. Ia uitați-vă. Deci, G4, ghirii continuă să atace, încearcă să joace G3 și încearcă să provoace turburență aici la regele alb. F4. O mutare... F4, superbă. Tur pe 8, E4. Începe să se reverse. F4 sau G4? Nu, G-ul e coloana asta. Hai, eu am înțeles F. F, păi F4 a fost în mutare înainte. Asta. Da. F2, F4. Și după tur pe 8, E3, E4. Asta e coloana E, asta e coloana E. G3, F5. Ce scop are această mutare F5? Să închidă diagonala nebunului. Corect. Că să vezi, Iustin, dacă ești atent la lecție și... Ești? Da. Da, mă, G5. Ia uitați cum ghirii încearcă să creeze chipurile atac pe flancul regelui. Turnea pe C7, șah. Nu mai apere... Dama plecată de acolo, nu mai apără pionul din C7. Rege G8, nebun B1. De ce ai făcut această mutare, Iustin? Ca dama eventual să poată participa la apărarea regelui propriu de pe linia 3-a. Să vină imediat în apărarea regelui propriu. Dama de 2, ameniți pionul din D4, să ți-l iau cu șah. Și aici începe balamul. Deși are o piesă în minus, să știți că mai nesigur este regele negru decât celălalt. Dar numai dacă vezi mutarea asta. Dama F3. Care ce ameniți? Dama la G4 și mat. Da. Aia ups. Da, că am un turn pe linia 7. Visor cărui turn alb este să ajungă pe linia 7. Dar de ce negru este minus? De ce negru nu poate fi minus? Nu, mă gândesc la piese.
La piese tot albul este minus. Albul are o piesă minus. Deci piesa ușoară, albul nu are decât un cal și un nebun, negru are doi cai și un nebun. Dar păturica din fața regelui negru este lipsă la apel. Vezi tu un pion negru în fața regelui negru? Nu. Și atunci, uite, deci nebunea pe P5, vreau să înțelegeți următorul lucru. După dama ea pe D4 care zici, nu, păi tu șac. Păi după rege H1, să zicem că bați acel pion, ești mat. Șah, șah, mat. Ups. Nu scrie. Ți-am spus că acest calculator mi-a șoptit mie acasă când făceam lecția. Mă întreba calculatorul, participa azi Justin? Nu știu calculatorile, de ce? Să știi că dacă vine și Justin, n-am să mai strig mail. Ca să fie atent la lecție, că am văzut că nu e atent la lecție. Deci, încă o dată, nu poate să le ia. Și atunci, pentru a se elibera, săracul negru bate la P5. Una așa zis sacrificiu. Dar albul bate, acum bate cu șah, rege H1 și tunciob. Ăsta este momentul critic al partidei. A, acolo da, așa, la... Unde? Că a bătut la P5 și și-a eliberat linia 4-a cu dama. Nu mai poți să-i dai șah. Da? Dar fiți atenți ce înseamnă să fii mare maestru. Uitați-vă la următoarea secvență de mutări, care și mie mi-a fost greu de înțeles. Cel puțin la sfârșit. La sfârșit am înțeles eu. Dar începe cu un sacrificiu. Tu îmi ghiși 7-6. Păi de ce? Păi tocmai. Trebuie să-l bască dacă vii aici și mat. Imediat. Da? La, 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 la. Deci tu îmi ghiși 7, îl bați. 7 pion. N-ai decât să te dă... Stați un pic ca să înțelegeți. Dacă mă duc, să zicem, aici. Șah. Numai și numai ca să obțin un tempo. Rege H7. Șah. Șah. Și după aia dăm la G7. Ia nu scrie mai domnul. Ce? Cum? Deci nu înțeleg de ce nu scrie mai. Păi nu ți-am spus că a discutat calculatorul cu mine acasă și mi-a spus, nu te supăra pe mine, Costi, dar dacă participă Justin, eu nu o să mai țip mail. Și nu o să mai scriu mail. Vreau să înțeleagă și el acest lucru. De ce, domnul? De ce? Păi a zis că te cunoaște de prea mult timp și s-a săturat de tine. Vrea să te duci la grupa mare. Nici la grupa mică nu vrea să te mai bane. Vrea să te duci la Marius. A zis că s-a săturat de tine. De cinci odată, ia să-mi întreb. Și atunci evident că la acest șac se duce, o ia în sus săracul, ca nebunul. Da. Se duce cu șac. Cal G4, șac. 4. Rege. Și după aia se duce cu dama la fel. Nu. Da, și tu la ziua. Exact acolo se duce, dar nu-ți vine să crezi. Fii atent. Zici, păi cum, păi am calul. A, da, damă pe 5. Cal pe 5, bat cu turnul, n-ai decât rege G6, dar acum am șah de descoperire, ăsta e monstru. Turne 5, rege pe 7. Și dacă nu știi să continui, poți să-ți recuperezi avantajul cu turnul la fel. 4, dar nu are rost, că da. Nu îți recuperezi dezavantajul. Că tu stai pe mat într-o mutare, turnce 1 și acțiu mat. Nu, tu trebuie să-l dai mat dacă intru într-o astfel de complicat. Păi el nu e al tău. Se uita la gagici? Hai, gata. Deci, atenție, tu trebuie să-l dai mat aici. Nu te mai dai, că se uită. Ei, asta e bine, normal. Lasă-l. Deci ia uitați-vă cum îl dă mat. Șa? 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 Și iar nu strigă mat ăsta. Doamne, iartă-vă. E mat? Da. Deci fiți atenți de unde începe, ca să vedeți ce înseamnă frumusețea așa acum. Dar strigă-mi, da, înainte striga acum în mâine. Deci începe de aici. Începe de aici, de la turn ciop. Începe cu un sacrificiu de turn. Șah. Numai ca să obțină tempoul. Șah. Nu poți să bați. Tempoul este când ești la mutare și ai tempouri, așa se cheamă asta. Ai dreptul la o mutare în plus față de adversar. Mutare în plus față de adversar. Și îl obligi pe el să danseze după cum îi cânti tu. Domnul, care a fost cel mai mare tempo?
Cel mai mare tempo ai fost tu în viața mea. Șa, 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 te pun să repet. Șa, 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 totu-i forțat. Mă. Poți să repet, domnule? Repet, ia, ia. Zi. Un sacrificiu de tot. Nu, 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 hai, hai, de aici, hai zi. Un sacrificiu de tot. Zi pe litere și cifre, că de-aia își dea tot atât la mine. Când la G7. G7. Mai departe. Ai spus-o, da? Da. Acum pionul la F6. Foarte bine. Rege H6. Carl la G4. Foarte bine. Rege G5. Damă la F5. Damă la F. Foarte bine. Cu ce bați calul ăla? Așa, că trebuie să bați cu șah tot timpul. N-am decât rege G6, alt când n-am, da? Și a prin descoperire la... Unde duci turnul să dai șah prin descoperire cu acest nebun? La elefant E5. N-am decât aici. Mai departe. E7. N-am decât aici. Mai departe. Cala... Apoi... Cala H6. Lasă-mă pe mine, zi, eu n-am. Cala H6. Și acum tură la H7. Măi, să știi că ai memorie. Că, uite, de asta mă... Într-un fel sunt eu supărat pe tine. Că ești așa de... Ai o memorie deosebită, dar nu-ți place să fii atent și... Ia uite, aș face așa, mai am și face așa. Ce tare sunt, nu? Bine, vă mulțumesc pentru asta.